niște stări foarte perverse și parșive. Știți de ce? Că de multe ori pofta este o dorință legitimă, dar pe care vrem să o împlinim în moduri contrare cuvântului lui Dumnezeu, în momente în care Dumnezeu nu vrea să le împlinim, da? În modalități sau momente, sau în cadre în care Dumnezeu nu vrea să le împlinim. Vă dau un exemplu. Este un tânăr care s-a îndrăgostit de o fată și vrea să căsătorească cu ea. Niciunul dintre noi nu spune că e anormal la cap și nici nu-l trimite la doctor sau să-l exorcizeze păstorul. Corect? Dar e bine, vrea să însoare. Ce fel de problemă? Dar dacă ăsta vrea să consume cu 3-4 luni sau cu un an înainte binecuvântările căsătoriei, aia se cheamă poftă. Pentru că o dorință legitimă, un instinct legitim, o înclinație legitimă vrea să fie satisfăcută într-un moment, într-un cadru nepotrivit, nepermis de Dumnezeu. Aceeași acțiune, peste 3 luni sau peste 2 săptămâni sau pentru unii peste 2 zile, domnule, ar fi perfect legitimă în ochii lui Dumnezeu. Dar el spune nu, calc în picioare cuvântul lui Dumnezeu și găsește o grămadă de scuze ca să nu facă ce îi spune Dumnezeu. În momentul în care vrea Dumnezeu, în cadrul în care vrea Dumnezeu și cu persoana cu care vrea Dumnezeu. Asta este o poftă. O dorință care s-ar putea să fie legitimă și care este experimentată într-un cadru nepermis de Dumnezeu, într-un moment nepermis de Dumnezeu, în modalități nepermise de Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să muncim? Este o poruncă să muncim. Poate munca să devină o poftă? Da. Dacă când trebuie să te duci la închinare, tu muncești, dacă nu mai e timp de sufletul tău sau de sufletul nevestei tale sau de pruncii tăi, aia a devenit o poftă. Poți să o scuzi în fel și chip, dar e o poftă. Nu-i nimic mai mult decât o poftă. Vrea Dumnezeu să ne îmbrăcăm? Cu siguranță poate să devină dorința de îmbrăcare o poftă. Orice poate deveni o poftă. Orice poate deveni o poftă. Când ajungi să exagerezi și să depășești limitele stabilite de cuvântul lui Dumnezeu, dorința aceea s-a transformat într-o poftă. Și spune că asta face ca lumea aceasta să se strice, să se degradeze, să intre într-o degradare profundă, morală și spirituală.